Într-adevăr, așa putem spune, cum am și cântat, că este mila Lui și este harul Lui pe care le recunoaștem. Înainte de a citi câteva versete din Cuvântul Domnului, aș vrea să fac anunțul acesta. A sosit revista Adevărul Creștin, numărul 2. Nu voi face altceva, pentru că am primit-o acum și n-am putut să o răsfoiesc, să o citesc. Voi citi doar câteva titluri, înțeleg că ele sunt mai multe. Citesc doar ceea ce este pe copertă. Titlul: Te iubesc, Doamne Iisuse, mântuit ori amăgit, păstor pentru turma Domnului, să nu vă certați pe drum, cercetați scripturile și răspunsul prompt la o rugăciune în timp de pericol. Ele sunt mai multe. Face să o procurăm și după ce o citim putem să o dăm și altora. Este foarte bună. Și de asemenea vreau să vă prezint și o carte scurtă, se numește Timpul Sfârșitului. Tot în dimineața aceasta am primit-o. Tratează ceva din cartea Daniel. Îmi dau seama din cât am citit un pic prin ea, este de mare actualitate. Are în vedere vremea aceasta de la sfârșit. Costă, am înțeles, 4 lei și vă mărturisesc că eu abia aștept să mi-o cumpăr. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Le găsim aici la punctul de vânzare, la fratele Ionel Savu. Haideți să deschidem împreună Cuvântul Domnului. Voi citi din Epistola lui Pavel către Filipeni, din capitolul 4, de la versetul 10 la 13 inclusiv. Epistola către Filipeni, citesc din capitolul 4, de la versetul 10. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Citeam într-un comentariu o declarația unui cercetător al scripturilor care spunea despre această epistolă că este de o neasemuită frumusețe, surprinsă între coperțile harului lui Dumnezeu. De o neasemuită frumusețe. Membrii adunării din Filipii, oameni credincioși și oameni darnici, l-au ajutat în mai multe împrejurări pe apostolul Pavel. Misionarul are nevoie să fie ajutat. Întâmpină diverse greutăți. Are necazuri pe care cel rău de bună seamă le pune înaintea lui. Știți de ce? Ca să-l deturneze de la scopul lui, de la dorința lui de a vesti Evanghelia. Și vrăjmașul pune piedici. Vrăjmașul face ca să fie greutăți pe drum. Și apostolul mergea din biruință în biruință. Ei bine, oamenii aceștia din Filipii l-au ajutat pe Pavel. Ei erau așa de drăguți cu el. Și a trecut o perioadă și nu l-au mai ajutat. Și apostolul elogiază felul lor, dărnicia lor și dragostea lor. Și spune: va lipsi prilejul. De bună seamă cred că vă mai gândeați la lucrul acesta, să-mi fiți de folos. Așadar, epistola către Filipeni putem spune că este un răspuns la mulțumirea acestor frați. Însă, dincolo de răspunsul de recunoștință și de mulțumire a apostolului, această epistolă este o epistolă care vorbește prin excelență despre bucurie.
De 12 ori întâlnim cuvântul bucurie sau derivat al cuvântului bucurie. Această bucurie este roada Duhului Sfânt, așa cum găsim scris în Galateni 5:22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria și așa mai departe, cele 9 componente ale roadei Duhului Sfânt. Dumnezeu lucrează această roadă prin Duhul Sfânt în inima mea, în inima ta, în inima fiecăruia dintre noi. Noi putem să părem că suntem bucuroși, dar nu reușim. Imediat ce vine un necaz sau o împrejurare mai grea sau o lipsă sau o suferință, așa cum auzeam și în rugăciune, dintr-o dată suntem posomorâți, dintr-o dată parcă se întunecă orizontul nostru și s-a dus speranța. Bucuria este lucrată de Duhul Sfânt în inima noastră și ea se vede în afară. Este lucrarea care aparține Duhului lui Dumnezeu. Ea nu poate fi contrafăcută. Versetul 10 spune aici apostolul: am avut o mare bucurie în Domnul să vă înnoiți simțămintele voastre față de mine. Ce frumos! De-a lungul istoriei bisericii au fost oameni credincioși, așa cum spuneam, care au ajutat pe cei ce duceau Evanghelia la popoarele păgâne. Oameni care au făcut ceea ce a ținut de ei pentru ca Evanghelia să înainteze. Apostolul subliniază aici în cuvinte atât de duioase că ei, acești oameni, acești credincioși din biserica din Filipii, voiau să-și înnoiască simțămintele lor față de el. Și astăzi se înnoiesc simțăminte, dar nu din acelea bune. Cu durere spun lucrul acesta, vă mărturisesc sincer înaintea Domnului, o spun cu durere, nu simțăminte bune, ci simțăminte rele, de nemulțumire, de cârtire și alte lucruri de felul acesta. O spun cu teamă înaintea Domnului și astăzi se reînnoiesc simțăminte, dar nu dintre cele bune. Și Domnul știe totul, El care cunoaște inima noastră, El care știe viața noastră, știe absolut totul. Cuvântul spune, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. În versetul 11, apostolul spune, în ce mă privește pe mine, m-am deprins sau am învățat să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Pornind de la aceste versete pe care le-am citit împreună în dimineața aceasta, aș vrea să ne ocupăm de două lucruri care sunt foarte importante. De mulțumire și apoi să vorbim despre smerenie. Am fost atenți, apostolul spune, m-am deprins să fiu mulțumit. Prin noi înșine, iubiți frați și surori, nu suntem mulțumiți. Îi dai copilului o jucărie, se joacă puțin cu ea și când s-a plictisit, ar vrea alta. Îi cumperi o haină bună și o poartă o zi, două, este entuziasmat și după aceea vede la colegul lui la școală sau eu știu unde, ar vrea alta. Dar și noi oamenii maturi nu suntem mulțumiți cu salariul nostru, cu șeful de la serviciu și cu alte lucruri. Nu suntem mulțumiți de multe ori nici în familie. Și ce să mai spun, din nou spun, cu durere în inimă spun, nu suntem mulțumiți nici în adunare. Aici unde ar trebui să venim cu inima deschisă, să fim deconectați de orice lucru pe care l-am avut în săptămâna trecută, fie între oameni la serviciul nostru, aici unde ar trebui să simțim cu adevărat prezența Domnului. De multe ori venim cu o inimă mâhnită, apăsată, datorită lucrurilor pe care le vedem și le auzim. Nu vreau să spun mai mult, nici nu mi-am propus să spun. Apostolul era mulțumit. Mulțumirea este o deprindere, trebuie să o înveți și trebuie să o exersezi în fiecare zi.
Prin noi înșine nu suntem mulțumiți. Știți de ce? Pentru că avem o fire veche în noi. Și firea aceasta, după cum spunea Sfântul Pavel, atunci când scria Galatenilor și cum găsim noi scris în Epistola către Galateni, în capitolul 5, că această fire din noi este într-un conflict permanent cu Duhul lui Dumnezeu. Firea aceasta din noi își cere drepturile. Da, este nemulțumită, este cârtitoare. Orice ai face, nu intri în voie, nu ieși pe plac. Și firea aceasta ajunge să cârmuiască și să domine viața noastră. Și de multe ori suntem firești, așa cum spunea apostolul despre unii dintre credincioși și găsim scris în cuvânt, tot firești sunteți. Nu ne vrea așa Domnul. Domnul ar vrea ca prin Duhul Lui viața noastră să strălucească, să se înalțe, să fie exemplu pentru cei din jur. Firea noastră este nemulțumită, este ațâțată, este ispitită de diavolul, Satan, veșnicul nemulțumit. Ne aducem aminte ce spune Scriptura despre el, despre îngerul acela, căpetenia de îngeri, care a fost creat de Dumnezeu, care era în cer, în trept, heruvim și serafim. În Isaia, în capitolul 14, cuvântul Domnului ne spune aceste cuvinte. Iată cum găsim scris. De la versetul 12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților. Acest înger de lumină altă dată a avut în el gândul acesta, voi fi ca cel prea înalt. Nu era suficient că era într-o poziție, din punct de vedere ierarhic vorbind, un pic mai jos? Nu. Voi fi ca cel prea înalt. Și păcatul acesta, al lui Lucifer, este transmis între oameni chiar de la început. În grădina Edenului se strecoară încet pe furiș, cum zice o cântare creștină de-a noastră, și îi spune Evei, oare a zis Dumnezeu că în momentul sau în clipa în care veți mânca, veți muri? Nu. Veți fi ca Dumnezeu, veți cunoaște binele și răul. Ce sugestie, ce important sună în urechea Evei și apoi și a lui Adam să fie ca Dumnezeu. Era de la el și-a dorit să fie ca Dumnezeu. Nu i-a plăcut deloc să fie un pic mai jos. Ei bine, el vine și astăzi. Vine la mine și da, vine și la dumneavoastră. Vine când suntem acasă, vine când suntem la serviciul nostru, vine când suntem în mijlocul de transport în comun, vine când suntem la piață, vine tot timpul. Nu ia pauză, nu are concediu. De ce vine? Vine ca să ne ispitească. Am pensia mică, am salariu mic, plătesc dări multe și așa mai departe. Și suntem nemulțumiți și de multe ori ne exprimăm și față de cei din jur, oameni nemântuiți care pe bună dreptate se pot întreba, ce diferență este între mine, care eu sunt nemântuit, și acest om care spune că el este copilul lui Dumnezeu, este la fel ca mine. Așa îmi spunea cineva atunci când am stat de vorbă cu el despre un frate care nu arăta o viață de om credincios. E la fel ca mine. Aceleași preocupări are. Domnul să ne cerceteze în privința aceasta. Acest vrăjmaș nemulțumit a adus nemulțumirea între oameni. Aduce nemulțumirea și în adunările creștine. Și avem exemple în Scriptură, timpul nu ne permite să putem vedea exemple, oameni care erau chemați să trăiască în pace și erau nemulțumiți, erau cârtitori. Apostolul Ioan chiar ne spune despre Diotref, unul care
Făcea o lucrare rea în biserică, da. Nu te-ai aștepta. Dar iată că asta este realitatea. Și de aceea vă spuneam despre această carte că tratează vremea sfârșitului. E atât de aproape venirea Domnului. Tot ceea ce văd ochii noștri, ne dăm seama că într-adevăr corespunde întru totul cu ceea ce avem scris în Scriptură, cuvântul Domnului. Mulțumirea trebuie să fie un mod de viață. Găsim scris în cuvântul Domnului în Epistola către Efeseni, în capitolul 5, la versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Ați auzit? Cu siguranță știm versetul acesta. Dar haideți să ne întrebăm, sincer, haideți să ne punem întrebarea aceasta serioasă. Îi mulțumesc eu Domnului totdeauna? Atenție! Totdeauna! Și de asemenea, atenție, pentru toate lucrurile. Știu că mulțumim pentru cele bune. Da, ceva în noi așa ne spune, sigur, uite, am primit lucru cu tare, mă bucur de sănătate, am și lucru celălalt, Doamne, îți mulțumesc. Dar îi mulțumesc și pentru cele rele, deopotrivă? Apostolul învățase secretul acesta, indiferent ce venea în viața lui, că venea lipsă, că venea suferință, că veneau greutăți. Apostolul știu să trăiesc în felul acesta, cu alte cuvinte, să-l onorez pe Domnul meu, să onorez pe stăpânul meu, știu să trăiesc, m-am deprins să trăiesc mulțumit. M-am educat pe mine. Am lăsat ca harul lui Dumnezeu să schimbe viața mea și să mă ajute să trăiesc ca un om mulțumit. Cum trăiește un om mulțumit? El trăiește cu Domnul său, cum cântăm noi într-una din cântările noastre, și pe vreme bună, dar și în furtună, Iisuse, eu vreau să-ți urmez. 232. Nu doar pe vreme bună, ci și în furtună. Și atunci când lucrurile nu merg, și atunci când sunt piedici și greutăți, îl urmez pe Domnul. De ce? Pentru că am făgăduința că El este cu mine, nu mă lasă singur. Găsim scris în Evanghelia lui Luca că Domnul Iisus a vindecat 10 leproși. I-a găsit, este scris în cuvânt în Luca 17, de la versetul 11. Oamenii aceștia au strigat, Domnul îi trimite la preot, da, Domnul face așa cum se obișnuia în vechime. Și pe când se duceau la preot, spre preot, ei au fost vindecați. Și ceilalți nu au zis, slavă Domnului, bine că am primit vindecarea, cu siguranță, am avut și noi un merit. Și n-au mai venit așa din recunoștință, măcar să-i spună Domnului Iisus, mulțumesc Doamne, din 10 a venit numai unul. Și Domnul apreciază lucrul acesta. Oh, cum apreciază și la noi. Atunci când vede că inima noastră este mulțumită, ce bucurie are Domnul Iisus când vede că la tine, la mine, fața noastră nu este crispată, nu suntem încordați, nu ne aliniem cu ceilalți de lângă noi nemulțumiții care în cor spun s-au scumpit toate lucrurile. Este viața grea și așa mai departe. Atunci când vede Domnul că ne încredem în El, că îl onorăm pe El cu încrederea noastră, Domnul e așa de fericit. Abia așteaptă să ne dea noi oportunități în care să ne binecuvinteze. De ce? Pentru că am înțeles să fim mulțumiți, să ne mulțumim pentru ceea ce am primit. În Epistola către Evrei, în capitolul 13, la versetul 5, ni se spune în partea de început a versetului să nu fiți iubitori de bani și apoi imediat ni se spune mulțumiți-vă cu ce aveți. La prezent, cu ce aveți astăzi, acum, nu cu ce veți avea sau cu ce ați avut, ci mulțumiți-vă cu ce aveți acum. Ce important este acest lucru? Aș vrea să pun această întrebare și dacă vreți să-i răspundeți sincer Domnului în inima dumneavoastră, sunteți mulțumiți cu ce aveți acum?
Sunteți mulțumiți înaintea Domnului? Ar fi interesant de luat pe rând și de văzut cum sunt răspunsurile noastre, dar Domnul le știe, El care știe toate lucrurile. În Cartea Geneza, în capitolul 13, ni se dă exemplul lui Avraam, credinciosul Avraam. Vine Lot la Avraam și spune, uite, unchiule, era nepotul lui, eu am mers împreună cu tine, dar uite, au apărut ceva probleme între slujitorii noștri. Și Avraam, un om înțelept, dar nu numai, un om credincios, un om temător de Dumnezeu, un om care se mulțumea pentru că îl iubea pe Dumnezeu și conta pe ajutorul și puterea lui, atunci Avraam îi spune, uite ce alege, dacă tu vrei să o iei la stânga, eu o iau la dreapta. Și dacă tu o iei la dreapta, eu o iau la stânga, eu sunt mulțumit cu ce rămâne, alege tu. Deși nu era cuvincios, Lot era mai tânăr, nepot al lui Avraam, trebuia bătrânul Avraam să aleagă. Și Lot se uită și vede câmpiile mănoase ale Sodomei și Gomorei și zice, oh, acolo e de mine. Și spune, uite, aleg să merg acolo. Și Avraam rămâne cu ceea ce a rămas, cu ținuturi care nu erau așa de mănoase, însă rămâne cu Dumnezeul lui și va conta pe Dumnezeu și pe puterea lui, pe resursele lui Dumnezeu. Și atunci când Lot este într-un mare necaz, atunci Avraam zice, ți-ai luat plata, Lot, uite, așteptam ziua asta. Nu, Avraam este gata să-și ia slujitorii lui și să-l scape pe Lot. Și atunci când aude pe îngeri că au hotărât, Dumnezeu a hotărât să nimicească cetățile din vale, Sodoma și Gomora, Avraam nu zice, treaba lui, și-a făcut-o cu mâna lui. Nu, Avraam se aruncă înaintea Domnului, în rugăciune, în cerere înaintea Domnului, în mijlocire sinceră. Doamne, dacă sunt acolo în cetățile acelea 50 de oameni, 40 și numărul ajunge la 10 și nu erau nici 10, ce mijlocire frumoasă înaintea lui Dumnezeu, ce simțăminte, apropo de simțăminte, își înnoia în fiecare zi bătrânul credinciosul Avraam de odinioară față de nepotul lui Lot. De ce? Era mulțumit cu starea lui. Am văzut pe apostol mulțumit cu starea lui. A avut așa de multe necazuri, timpul nu ne permite să putem urmări în cuvânt ce situații grele, de multe ori la limită, a avut apostolul Pavel, dar s-a încrezut în brațul puternic al lui Dumnezeu și a trecut biruitor. Ce să mai spunem despre exemplul care strălucește prin excelență, Domnul Iisus, slăvitul nostru Mântuitor, de care ne-am adus aminte în dimineața aceasta. El a fost mulțumit. El a trăit ca un om mulțumit. Deși era Dumnezeu, era și om. Și a trăit ca om mulțumit, chiar dacă a întâmpinat o cară, dispreț, batjocură. A contat pe Dumnezeu, pe Tatăl Său, și a rămas în dependență de El. Avem de învățat și noi. Avem de învățat de la Domnul Iisus, care ne învață, este scris în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 29. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Frați, iubiți frașii, surori, haideți să învățăm de la Domnul Iisus. Cu siguranță apostolul Pavel a învățat de la Domnul Iisus. El spune, m-am deprins, dar nu era exercițiul lui, nu era puterea lui, nu era dorința lui doar de a învăța, ci a fost învățat, pentru că s-a lăsat învățat de harul lui Dumnezeu, care se oferă să ne învețe pe noi, pe toți. Cuvântul spune, este scris în 1 Timotei, în capitolul 6, la versetul 6, negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Evlavia însoțită de mulțumire, dar nu merge numai singură? Nu. Face parte, face casă comună evlavia cu mulțumirea. Și atunci aduce câștig, aduce binecuvântare vieții noastre și părtășiei noastre cu Domnul Iisus.
Ne spune Duhul lui Dumnezeu, găsim scris în cuvânt în a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni în capitolul 8, ni se spune despre Domnul Iisus că deși era bogat, cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, El deși era bogat s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia Lui noi să fim îmbogățiți. Da, Domnul s-a smerit, s-a făcut ascultător de Tatăl ca să ne poată câștiga pe noi. A avut toate bogățiile cerului și le-a lăsat deoparte, s-a dezbrăcat de slava Lui, s-a golit de El ca să ne poată mântui și salva pe noi, așa cum ne-am adus aminte în dimineața aceasta, ce mult ne-a iubit Domnul Iisus. Câteva cuvinte, pentru că timpul trece uluitor de repede, despre smerenie. Ce este smerenia? Este o atitudine umilă, o atitudine supusă, este cumpătată și smerenia este modestă. Omul smerit este un om modest. Nu îl vezi dintr-o dată așa că iese în evidență. Este omul care știe să trăiască cu acel duh blând și liniștit în inima lui, cum scria apostolul Petru, în acea părtășie tainică, lăuntrică a lui cu Domnul Iisus. Omul smerit este omul care învață în fiecare zi de la Domnul Iisus, cel blând și smerit cu inima. Cel smerit dă dreptate lui Dumnezeu, așa cum găsim scris în 2 Cronici, în capitolul 12, versetul 6. Ni se spune despre Esra, în cartea lui, în capitolul 9, versetul 3. Am stat jos, mâhnit. Apoi Iov, în cartea sa, spune, avem ochii plecați. Aceasta este atitudinea omului smerit. Omul semeț, omul mândru, este așa cum era descris de Domnul Iisus și este relatat în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, acel fariseu care sta în picioare și se ruga. Și rugăciunea lui de altfel nu era decât laudă înaintea lui Dumnezeu. Eu postez de două ori pe săptămână, eu dau zecială. Ce multe vorbe în rugăciune! Erau acestea auzite de Dumnezeu? Nu! Ele nu ajungeau la Dumnezeu. De ce? Era laudă omenească, cum mai este și la noi. Ce puțin ținem cont de Dumnezeu chiar în adunare când ne rugăm. Nu știu pe acasă, dar probabil că dacă ne manifestăm așa în adunare, și acasă este jale. Cum ne prezentăm înaintea Domnului? Îi părâm pe frați? Îi contestăm? Suntem nemulțumiți și cârtitori? Dumnezeu vede. Cuvântul ne spune, ai crezut că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Sau găsim scris în epistola către evrei, nicio făptură nu este ascunsă de el, căci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. El cunoaște totul, cunoaște inima noastră. Inima noastră este ca o carte deschisă înaintea Lui. De oameni putem trece ușor, dar nu putem trece de privirile Lui. Nu putem trece de acela care are privirea ca parafocului, care cunoaște până în cea mai mică finețe a ființei noastre, cea mai mică cută a inimii noastre, dacă mă pot exprima așa. Știe absolut totul despre mine. Cum trecem noi, drept oameni, cum se cade în fața altora și nu mai ținem cont de Dumnezeul nostru? Cum trebuie să ne mai cercetăm? Adânc, cu pocăință în inima noastră, înaintea Domnului, în așa fel încât viața noastră să fie așa cum vrea El, pe placul Lui. Omul care se smerește îl vede pe Domnul Iisus mare. Așa îl vedea Ioan Botezătorul. Ne aducem aminte? Spunea Ioan, eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele sau să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Și un alt lucru pe care îl spunea Ioan este acesta. Vreau ca el să crească, vorbea de Domnul Iisus, iar eu să mă micșorez. Așa vorbește omul smerit. Vreau ca Domnul Iisus să crească, să crească în inima mea, în mintea mea, în ființa mea. Și eu să mă micșorez. Pentru că dacă și eu cresc,
N-am nicio șansă. El nu mai poate să crească. El trebuie să crească. Sau așa cum cântăm în refrenul cântării 44, pune-L înaintea ta atunci și vedea vei cât de mare este El. Ține cont de Cel care e mare, care umple cerurile cu slava Lui. Și atunci te poți vedea pe tine cât de mic ești și de neînsemnat. Atunci pot vedea în inima mea nimicnicie. Atunci mă pot umili în fața Domnului, mă pot smeri. În 1 Petru, în capitolul 5, la versetul 5, găsim îndemnul acesta să fim împodobiți cu smerenie. Iubiți frați, în vremea aceasta pe care o traversăm, este așa de important să fim împodobiți cu smerenie. Nu cu păreri bune despre noi înșine, nu cu alte lucruri de felul acesta, ci cu smerenie. Ca să se poată face distinția aceasta între noi care suntem copiii lui Dumnezeu și aceia care nu-L cunosc pe El ca Tată și pe Domnul Iisus ca și Mântuitor al lor. În această epistolă în care am citit, în capitolul 2, de la versetul 6, avem îndemnul acesta să avem și noi gândul care era în Domnul Iisus. El, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit pe sine însuși și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și care a fost consecința? Dumnezeu de aceea l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele Domnului Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Avem nevoie să privim la Domnul Iisus și avem nevoie să ne lăsăm schimbați, înnoiți, transformați în ființa noastră de El. Avem nevoie să umblăm pe pământul acesta ca oameni smeriți. De la nașterea Lui, Domnul Iisus a fost smerit. Cântăm noi într-o cântare din cărțile noastre, cât ai fost dezmerit când în iesle ai fost pus. A acceptat să fie pus într-o iesle. Mai târziu, când își încheiase lucrarea și intră în Ierusalim, așa cum își vor aduce oamenii aminte, peste puțin timp, nu intră pe un cal alb, era împăratul de drept, era Domnul domnilor și împăratul împăraților, și intră smerit pe călare, pe mânzul unei măgărițe. Cât de smerit a fost Domnul Iisus. Învățăm și noi de la El, trebuie să ne propunem, așa cum și-a propus și apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit și și-a propus să trăiască smerit în viața lui, în călătoria lui. În Matei 12, Domnul Iisus ne arată cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 4, aduce un copilaș și îl pune în mijlocul ucenicilor. Se tulburase inima lor, au auzit că Domnul Iisus avea să plece, a accepta El să fie dat în mâna marilor preoți, să fie bătut și apoi să fie omorât, și au zis, cine urmează? Grupul ăsta, ceata asta, trebuie să aibă un lider, cine să fie El? Și dintr-o dată fiecare se vedea number one, numărul unu, liderul. Și se transmite acest viclean vrăjmaș de 2000 de ani, aduce și în adunările creștine astfel de situații. Cine să fie șeful, liderul? Și dintr-o dată Domnul Iisus aduce acel copilaș și îl pune în fața lor și le spune aceste cuvinte. Oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. De ce? Așa găsește El de cuvință. Să ne vadă smeriți, umili, să ne vadă gata de pocăință, pentru ca să-i dăm prilejul și posibilitatea să ne înalțe El. Ori de câte ori încercăm să ne înălțăm noi, lucrul acesta nu ține mult, pentru că este din eul nostru, din egoismul nostru. Trebuie să ne smerim pentru ca Domnul să ne înalțe, așa cum găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu. Smeriți-vă înaintea Lui, înaintea Domnului, și El vă va înălța
scrie în epistola lui Iacov, capitolul 4. Cuvântul ne spune că celor smeriți Domnul le dă har. Le dă har, le dă har. Domnul le dă binecuvântări. Domnul face ca ei să se bucure de părtășie reală cu El. Celor smeriți le dă har. Fie ca și noi, astăzi. Și de ce doar astăzi? Și mâine, și poi mâine, și în fiecare zi din săptămâna în care am intrat. Să facem dovada că suntem smeriți. Pentru ca Domnul să ne dea har. Avem nevoie? Avem nevoie de harul Lui. Așa cum am cântat în cântarea aceasta. E harul Lui și avem nevoie de El. În cartea Mica, în capitolul 6, la versetul 8, este un verset frumos. Mie îmi place foarte mult. Spune așa: ce alta cere Domnul de la noi? Să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Aceasta îmi doresc. Și ce bine ar fi să ne dorim fiecare dintre noi să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Și atunci El își va revărsa binecuvântarea Lui peste viața noastră. Apostolul în versetul 13, și cu acesta închei, spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Cum, frate Pavele, poți să fii când în lipsă, când în belșug? Ai învățat lucrul ăsta? Da, sunt fericit. Mă bucur de o părtășie reală cu El. A avut mari probleme, a avut mari necazuri. Când citim un cuvânt, parcă ne înduioșăm așa în ființa noastră. De 3 ori a primit 39 de lovituri. A fost împroșcat cu pietre, a fost în primejdie pe mare, în primejdie între oameni răi și în primejdie chiar și între frați. Nu știu să vă spun cum vine asta, dar mai trăim și noi câteodată astfel de momente. În primejdie! De ce? Pentru că este un rău vrăjmaș. Să nu ne socotim acest lucru, ci să veghem așa cum ne învăța cuvânt, cum ne învață cuvântul și cum ne învăța Domnul Iisus. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Domnul să ne ajute să venim înaintea Lui cu dorința noastră sinceră, să ne ajute să fim mulțumiți și să ne ajute să trăim smeriți pentru El. Se poate? Se poate, spune Duhul Sfânt prin Pavel. Pot totul în Hristos, numai prin El. Prin noi înșine nu avem șanse. Domnul Iisus a spus și este scris în Ioan 15: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și de asemenea a spus El: îndrăsniți, Eu am biruit lumea. Haideți să venim înaintea Lui și să-I cerem să ne ajute să fim mulțumitori și să fim smeriți. El să ne dea har în privința aceasta. Amin. Amin.